Bună ziua, dragi elevi! Plecând de la premisa că gestionarea bugetului propriu uneori poate deveni o artă, azi vă voi prezenta un exemplu de gestionare a bugetului propriu pe care l-am numit Pușculița Magică. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți în continuare această prezentare. Și acum să începem. Veți lucra împreună cu mine. Deschideți un fișier în aplicația Excel, denumiți-l Pușculița Magică, completați pe coloana A în celula de adresă A1 textul anul 2022 ca în imagine. Completați apoi în celulele A2 și A3 lunile ianuarie și februarie și acum, pentru a completa toate lunile anului calendaristic, inclusiv luna decembrie, poziționați cursorul mouse-ului în dreptul celulii A3, după ce ați selectat toată zona ianuarie și februarie și trageți de cursorul mouse-ului până când observați completarea și a lunii decembrie. Ar trebui să obțineți pe prima coloană toate lunile anului 2022. Vom începe cu un exemplu de calculare și gestionarea bugetului propriu pentru anul următor. Presupunem că valoarea lunară a alocației va fi 214 lei. Așadar, va trebui să completați în coloana B, în celula B1, textul, valoarea lunară a alocației, apoi în coloana B, în celulele de la B2 până la B13, veți completa aceeași sumă, 214. Puteți să completați mai întâi în B2 și apoi să copiați suma până la B13. După ce ați terminat această operație, cu ajutorul formulei de calcul pentru sumă, calculați suma valorilor din zona B2-B13. În dreptul celulei B14, acolo unde ați obținut 2568 valoarea, în celula A14 veți scrie textul total. Și acum presupunem că la final de an aveți un vis și visul acela costă 1238 de lei. Trebuie să calculăm cât avem voie să cheltuim în total. Pentru aceasta, în celula de adresă B16, veți introduce semnul egal și apoi veți selecta celula B14, veți introduce semnul minus de la tastatură și veți selecta celula B15. La final, apăsați tasta Enter. Am obținut ca valoare 1330 de lei pe care am voie să o cheltuiesc tot anul.
Vreau acum să aflu ce sumă lunară de consum am. Pentru aceasta, în celula de adresă B17 veți introduce semnul egal, apoi veți selecta celula de adresă B16. De la tastatură, după aceea veți introduce semnul de împărțire și numărul 12. Dacă ați obținut o valoare cu zecimale, este bine să faceți formatarea celulei respective. Executați click pe butonul dreapta al mouse-ului, alegeți opțiunea formatare, apoi alegeți categoria număr cu 2 zecimale și executați click pe butonul OK. Pentru că suma lunară de consum am obținut-o cu valoarea 110,83, introducem acum câteva coloane, coloanele C, D și E. În coloana C vom scrie filme și ieșiri în oraș, acestea sunt lunare, gadgeturi în coloana D și cadouri în coloana E. Dacă am o sumă lunară de consum 110,83, presupun că am voie să cheltui în fiecare lună câte 110 lei. Introducem valoarea 110 în celula de adresă C2 și apoi o copiem până jos pe toate lunile. Formatăm zona aceasta ca număr cu 2 zecimale. Vom face acum suma tuturor valorilor din coloana filme și ieșiri în oraș. Pentru aceasta veți introduce formula de calcul pentru sumă urmată de zona adresată, adică celulele C2 până la C14, și apoi apăsați tasta Enter. Suma pe coloana C am obținut-o 1430. Asta înseamnă că suma de 110 lei pe lună pe care am gândit-o eu că aș putea să o cheltui pentru filme și ieșire în oraș nu este ok. Depășesc cu 100 de lei cât am voie să cheltuiesc. Prin urmare, trebuie să remediez problema. În celula de adresă C16, calculez cât înseamnă 100 de lei împărțit la 12 luni. Introduc deci semnul egal și scriu de la tastatură 100 împărțit la 12 pentru a afla valoarea pe care trebuie să o scad din 110 lei în fiecare lună, ca să mă încadrez în buget. Obțin 8 lei și 33 de bani. Asta înseamnă că trebuie să remediez problema. În loc să scad 8 lei și 33 de bani, am zis că aș cheltui 100 de lei în fiecare lună pentru filme și ieșiri în oraș. Astfel încât suma obținută pe tot anul este 1300. După cum observați, această valoare de aici este mai mică decât valoarea pe care am voie să o cheltuiesc din bugetul total 2568, astfel încât la finalul anului să-mi îndeplinesc visul de a-mi cumpăra ce-mi doresc în valoare de 1238. Dar îmi aduc aminte că în lunile ianuarie și iunie, de obicei, îmi cumpăr gadgeturi. Valoarea estimativă este cam 100 în luna ianuarie, 200 în luna iunie și calculez aici un total de 300 de lei. Apoi mă gândesc că în luna aprilie este ziua mamei și trebuie să-i cumpăr un buchet de flori. În luna august este ziua tatălui și trebuie să-i cumpăr un cadou. În general, costă 50 de lei.
și pentru mama și pentru tata. Iar în luna decembrie, cadourile pe care le cumpăr membrilor familiei mele mă ajunge cam 100 de lei. Făcând suma pe coloana E, obțin o valoare egală cu 200 de lei. Cum procedez în continuare? În celula B18 voi calcula cât am eu de fapt disponibil pentru filme și ieșiri în oraș, pentru că din 2568 venitul meu total, vreau neapărat și neapărat să-mi îndeplinesc visul de a-mi cumpăra ce-mi doresc la final de an și mă costă 1238 de lei. Cu siguranță nu voi renunța la gadgeturi și obligatoriu trebuie să am bani și pentru cadourile membrilor familiei mele. Asta înseamnă că din celula B14 scad valoarea din B15, din D15 și din E15. Și obțin că, de fapt, eu nu am voie să cheltui pentru filme și ieșiri în oraș 1300 de lei, ci am voie să cheltui doar 830 de lei. Să vedem cum procedăm în continuare. În acest moment, aș vrea să știu cât am voie să cheltui în fiecare lună pentru filme și ieșiri în oraș. Asta înseamnă că în celula B17 schimb formula de calcul și introduc semnul egal, apoi selectez celula B18 și împart la 12. Am obținut valoarea 69,17. Deci ar trebui ca în coloana filme și ieșiri în oraș, lunar, să nu depășesc această valoare, să trec una aproximativ egală cu valoarea 69,17. Prin urmare, am hotărât să trec în coloana C suma de 60 de lei disponibilă lunar pentru filme și ieșiri în oraș, obținând un total de 780 de lei. În continuare, fac calcul pentru că observ că 780 de lei este mai mică decât 830 cât aveam. Aș vrea să știu la final de an cât am în pușculiță. În celula B19 introduc semnul egal și selectez celula B14. Apoi introduc semnul de scădere, selectez celula C15, din nou introduc semnul de scădere, selectez celula D15, introduc din nou semnul de scădere și apoi selectez celula E15 și apăs tasta Enter. Să vedem ce s-a întâmplat. Observ o surpriză plăcută. La final de an am în pușculiță suma de 1288 de lei. Asta înseamnă că aș putea să-mi îndeplinesc visul să-mi cumpăr ce-mi doresc. Chiar dacă produsul s-ar scumpi, eu tot am o sumă disponibilă mai mare decât valoarea produsului de la începutul lunii ianuarie. Asta înseamnă că am reușit să fac și economii și la final de an, în decembrie, chiar mi-am îndeplinit visul și pușculița pe care am calculat-o cu ajutorul acestui tabel în Excel m-a ajutat. Succes vă doresc în continuare! La final,
Vă recomand să vă ajutați frații și surorile pentru a-și calcula și ei bugetul și pentru a-și îndeplini și ei visul la finalul anului. Vă doresc succes și să ne vedem la următoarea prezentare.